Gazmetan joacă vineri seara de la ora 19:55 de minute în deplasare cu Dinamo, într-o partidă contând pentru etapa 27-a campionatului de Liga 1. După ce au pierdut 8 jucători de bază la începutul acestei săptămâni din cauza problemelor financiare cu care se confruntă clubul, albinegrii și-au completat lotul cu mai mulți juniori. Mai mult, aceștia s-ar putea întâlni în teren cu foștilor colegi Gabriel de Moura, Răzvan Grădinaru și Vlad Morar, care au semnat toți cu Dinamo. Noi ca și staff am pregătit meciul ca fiecare joc de până acum. E mai puțin adevărat că l-am pregătit cu alți jucători, pentru că știe toată lumea, au plecat 9-10 jucători, chiar nu mai știu câți au plecat. Or să joace cei care au jucat mai puțin din vechea gardă și sunt 7-8 jucători, restul o să jucăm cu copii. Am pregătit jocul bine, cred eu. Acum depinde de cât poate să ducă acești copii un joc de Liga 1. Pentru că chiar și cei care nu au jucat prea mult, n-or să aibă rind de joc, n-or să aibă potență fizică. Pentru că una e să joci joc de joc, alta e să te antrenezi și să joci 15-20 de minute sau, mă rog, va fi greu. E o situație dificilă, o situație în care nu mă așteptam să ajung aici, deci nici prin cap nu trecea când am venit la Mediaș. Dar, din păcate, pentru acest club și acest oraș, la urma urmei, s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Nu vreau să intru în amănunte, nici nu știu practic ce s-a întâmplat, dar asta e situația. Partida cu Dinamo va fi ultima pentru actualul staff tehnic al Gazului. Ulterior, după această etapă, Gazmetan va rămâne fără antrenorii Ilie Poenaru și Marin Dună, respectiv preparatorul fizic Alexandru Petcu. Ne-au rugat cei din club să îi ajutăm cu acest joc, la meciul cu Dinamo, iar după jocul cu Dinamo încheiem raporturile contractuale. Pentru că nu avem cum. Am ajuns și noi să cu cuțitul la os, nu putem să stăm, să antrenăm niște copii și să... Ce, la urma urmei? Asta e viața, mergem pe drumuri diferite și totdeauna noi o să revină fotbalul așa cum era odată în Mediaș. Mâine seară veți sta dumneavoastră sau domnul Poenaru? Nu, eu voi sta pe bancă. Eu și cu preparatorul fizic, cu Petcu, cu Alex.